Volodymyr Zelensky a fost aplaudat la scenă deschisă după discursul ținut în Parlamentul European. Translatorul care a tradus discursul lui Zelensky a început să plângă în timp ce președintele Ucrainei povestea drama prin care trec ucrainenii de 7 zile. Președintele ucrainean a fost întâmpinat cu ovații din partea diplomaților care s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat la scenă deschisă. Volodymyr Zelensky s-a adresat Parlamentului European spunând celor prezenți că țara sa luptă pentru supraviețuire. Luptăm doar pentru pământul nostru și pentru libertatea noastră, a spus Zelensky în moment în care vocea translatorului s-a schimbat, fiind vizibil emoționat. Vrem să ne vedem copiii în viață, cred că este corect. Just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody. Rusia a intensificat atacurile în Ucraina în cea de-a 7-a zi a războiului. Occidentul condamnă acțiunile Moscovei în țara vecină, unde au fost uciși 10 de civili. Președintele ucrainean a declarat că aproape 6.000 de ruși au fost uciși în primele 6 zile ale invaziei Moscovei și transmite Kremlinul că nu va putea să ia Ucraina cu bombe și lovituri aeriene. Ucraina, care nu este membră NATO, a manifestat o rezistență acerbă în fața trupelor ruse, dar într-un interviu acordat dintr-un bunker din Kiev, președintele Zelensky a avertizat că țara sa are o armată mult mai mică decât cea a Rusiei și are nevoie de mai mult ajutor pentru a preveni răspândirea crizei în Europa.